Bună, sunt Denisa, am 12 ani și mă bucur să fac parte din bordul copiilor. Ca orice om, am momente și momente. Momente în care mă simt singură, chiar dacă de fapt nu sunt. Dar, ca să repar această situație, am un remediu. Muzica. Fiecare melodie din playlist îmi aduce aminte de o persoană dragă, de o amintire, chiar și de o simplă frază uneori. Pentru mine și poate și pentru alții, muzica este un mod de liberare care te scapă de griji și de probleme pe moment, cel puțin. Al doilea lucru este chiar un obiect. La jumătate jurnal, dar îmi place cum sună, așa că îi voi spune caiet cu amintiri și emoții. Am început să scriu în acest caiet la începutul verii 2020. Acolo se află orice gând sau dubiu pe care l-am avut. Mie mi este foarte greu să-mi exprim sentimentele, pentru că nu găsesc ușor cuvintele și sunt sigură că nu sunt singura cu această problemă. Așa că am început să-mi scriu sentimentele. Acum când mă uit în acel caiet, zâmbesc când văd ce gânduri aveam. Totuși, e și ăsta un fel de a te exprima. Și cred că e foarte important să nu ne ascundem sentimentele, emoțiile sau părerile. Ba din contră, contează pentru noi și echilibrul nostru emoțional să le comunicăm, să vorbim cu cineva și să ne descărcăm. Ultimul lucru și cred că cel mai important. Încrederea de sine. Probabil că dacă nu aș fi avut-o, nu aș fi fost aici, acum vorbim despre asta. Părerea mea e că încrederea de sine trebuie mereu pusă pe primul loc. Chiar dacă e greu de obținut, dar n-ar fi de mare folos, mai ales în această perioadă. Să luăm un exemplu. Dacă nu aș fi avut încredere în mine, clar n-aș fi putut avea în alte persoane. Așa că nu aș fi avut prieteni. Tot ce facem depinde de noi și de inițiativa noastră, mai ales sănătatea mentală. Așa că primul pas ca să ai un echilibru emoțional este să fii fericit. Și ca să fii fericit, trebuie să te iubești pe tine. Eu cel puțin așa am reușit să trec peste perioada pandemiei, într-un fel mai diferit, cu mici abateri, dar cu rezultate.